Etapa județeană a programului fotbal și feminitate a luat sfârșit. Echipele din Alba care vor participa la faza interjudețeană sunt Școala Gimnazială Câmpen la clasele 1-4, Liceul Teoretic Petru Maior Ogna Mureș la clasele 5-8 și Colegiul Național Avram Iancu din Câmpen la clasele 9-12. La faza finală desfășurată ieri la Aiud au fost prezente toate cele 10 echipe calificate, fotbalul devenind pentru o zi al fetelor. Mult interes atât din partea organizatorilor cât și a participanților. Așa se poate caracteriza faza programului fotbal și feminitate desfășurată în județul Alba. Tocmai pentru acest lucru, membrii ai Federației Române de Fotbal au decis ca faza interjudețeană să aibă loc tot în județul nostru. Trei echipe s-au luptat pentru un loc la faza interjudețeană la clasele 1-4. Liceul Teoretic Petru Maior Ogna Mureș, Școala Gimnazială Betlem Gabor Aiud și Școala Gimnazială Câmpeni, moțele fotbaliste, s-au calificat fără emoții la faza interjudețeană. Fetele antrenate de către profesorul Cornel Gojeiu nu au reprezentat o surpriză, având în vedere că săptămâna viitoare vor participa și la faza finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Un proiect foarte binevenit pentru promovarea fotbalului feminin. Eu de anul trecut conduc o echipă de fete care s-au calificat la finala pe țară și au luat locul 2. Și acum pregătim finala pe țară la Suceava și un meci de pregătire la Iud a fost foarte binevenit. Mă bucur că fetele au jucat două meciuri foarte bune și au câștigat. Puteau să aibă parte de adversari mai grei. Puteau să aibă parte de adversari mai grei și era un antrenament și mai bun pentru finala pe țară. Așteptăm la anul echipe din ce în ce mai bune. Cum vă descurcați cu fetele? Pentru că au o mentalitate diferită de cea a băieților. Cum le antrenați? Da, destul de greu la început a fost mentalitatea că fotbalul nu este de fete. Mămicile, doamnele învățătoare, chiar și fetele au fost mai reținute la început, dar din victorie în victorie au prins curaj și reușim al doilea an să ne calificăm la faza finală pe țară. Majoritatea fetelor au ales să participe în acest program pentru a simți cu adevărat ce înseamnă jocul de fotbal. Îți place fotbalul? Da, foarte mult. E frumos și îmi place. Cum de ales să te înscrii în acest program? Păi, din trecut și iar dacă totuși mai pentru băieți, e frumos. De ce fotbalist îți place cel mai mult? De Rusescu. Îți place Rusescu? Este lista? Da. De ce ai ales să te înscrii în programul acesta, fotbal și feminitate? Pentru că îmi place foarte mult. Îți place fotbalul? Da. La clasele 5-8, echipa Liceului Teoretic Petru Maior a fost marea câștigătoare a fazei județene. La această categorie au mai participat Liceul Dr. Lazar Chirilă Baia de Arieș, Școala Gimnazială Accente Sever Aiud și Școala Gimnazială Simion Bărnuțu din Tiurblaj. Calificate la faza finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, fotbalistele de la Colegiul Național Avram Iancu din Câmpeni s-au impus și în etapa finală județeană a programului Fotbal și Feminitate. Acestea s-au luptat cu fetele de la Colegiul Național Titu Maiorescu Aiud, respectiv fotbalistele de la Colegiul Național Hurea Cloșca și Ișan Alba Iulia. Președintele Asociației Județene de Fotbal Alba, Sorin Corpodian, s-a arătat foarte mulțumit de cum a decurs programul Fotbal și Feminitate în județul Alba. În primul rând vreau să spun că am remarcat entuziasmul fetelor participante și chiar a profesorilor implicați, o acțiune fotbalistică un pic diferită de cea organizată prin inspectoratele școlare județene. Trebuie să menționez că am avut tot sprijinul din partea inspectoratului școlar județean Alba. La fel, fetele care au avut curajul să se înscrie online și să participe la competiție au transmis poate pentru anii următori mesajul potrivit de a începe competiții din toamnă, competiții organizate de AJF Alba și pentru fotbalul feminin. Sper că tot ce s-a întâmplat până la ziua de astăzi, când avem echipele calificate în etapa finală județeană, să reprezinte o bornă de plecare spre următoarele acțiuni fotbalistice organizate pentru fete. Pe de altă parte, aș vrea să menționez că chiar am remarcat fete talentate care spun fără nicio reținere ar putea să facă parte din echipe profesioniste sau semiprofesioniste de fotbal dacă s-ar legitima și ar urma, cum s-ar spune, un program de antrenament adecvat. Domnule Corpodian, după toate evenimentele fotbalistice pe parcursul acestui an, putem numi județul Alba capitala fotbalului feminin?
Da, putem să spunem datorită sincronizării programului de dezvoltare a fotbalului feminin cu turneul final de la Sebeș pentru licee, tot fotbal feminin, care se va disputa weekendul viitor, 7-9 iunie, cu 8 echipe calificate. Tot în același weekend vom avea etapa interjudețeană pentru clasele 5-8, deci cu cele 9 județe înscrise în primul an de program și municipiul București, iar toate acțiunile se vor încheia duminică după masa cu finala Cupei României la fotbal feminin. O onoare pentru noi ca și gazde și sperăm evenimente care vor fi urmărite de cât mai mulți spectatori. Trebuie să spun în completare o noutate, invitații care vor veni de la federație, printre care sper să fie secretarul general Adalbert Cașai, domnul director Mihalache, domnul Belodedici, domnul Pigulea, managerul Grassroots pe România, vor rămâne până a doua zi să facem lansarea programului de responsabilitate socială cu copiii de la școlile speciale înscriși în acest program derulat de federație cu 4 județe din țară, printre care și Alba și sectorul 5 București. Cred că e un final de sezon încărcat, bogat în evenimente, dar satisfacția este mare când vezi entuziasmul copiilor și pot să spun așa că atunci când vezi entuziasmul copiilor, te gândești cu speranță mai mare la competițiile viitoare. Faza interjudețeană a programului Fotbal și Feminitate va avea loc la Alba Iulia în perioada 8-9 iunie.